Ajuns în studiul nostru la acest capitol deosebit, Evrei 11, a cărui temă este evidențiată foarte clar din versetul 1, și credința este. Și el vrea să ne explice ce este credința și după ce ne explică ce este credința, ne prezintă niște exemple ale unor oameni care au trăit prin credință. Acum, ca să înțelegeți ce încearc să fac în această dimineață, vă voi spune că mă voi strădui să explic un singur lucru mare, și anume ce este credința, care este diferența dintre o credință adevărată și o credință falsă. Cu precădere, lucrul acesta este important pentru că vedem în jurul nostru și sunt foarte, 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 foarte mulți oameni care spun că au credință și au certitudine. Nu doar spun, au certitudine că au credință adevărată și noi știm că nu o au. Și întrebarea este nu pentru ei, ci în primul rând pentru noi, cum știu că eu am credință adevărată? Sfânta Scriptură ne spune cum. Capitolul pe care îl avem înaintea noastră ne ajută parțial pentru problema asta specifică, adică a vedea exact care este diferența esențială între o credință adevărată și una falsă. Dar acest capitol, de fapt, exegetează, expune, detaliază niște exemple de oameni din istoria poporului Israel care au avut credință și credința lor s-a manifestat într-un anume mod. Da? Tot capitolul exegetează la propriu exemplele acestor oameni. E clar, audiența este evreiască, autorul vrea ca acești oameni să fie familiari cu exemplele pe care le dă, el vrea mai mult decât atât ca informațiile pe care le dă să fie ancorate din cuvântul lui Dumnezeu, dar el prezintă aceste exemple și pentru că credința este cel mai bine văzută, este cel mai bine observată când e în acțiune. Noi am putea să despicăm firul în patru și să spunem ce este, ce nu este credința, cel mai bine o vezi credința în acțiune, când se manifestă. Și atunci poți să spui, credința care nu se sfințește nu este credința adevărată, credința care nu, și așa mai departe. Da? Și asta face autorul aici. De asemenea, a doua observație pe care vreau să o fac despre pasajul acesta mare este că autorul nu prezintă în primul rând credința ca act mântuitor. Deci el nu ne vorbește despre oameni, cum au ajuns oamenii să fie mântuiți prin credință. Nu ăsta este focusul lui, ci focalizarea lui este să ne prezinte credința ca mod de viață, da? Sau perseverența în credință. Deci nu actul inițial de credință. Cum arată credința când eu mă încred în Domnul Iisus și sunt mântuit? Și el vorbește despre credința după momentul mântuitor, da? Vorbește despre credință ca stil de viață, despre omul care perseverează în credință și de fapt acesta este subiectul mare al întregii cărți. Cartea prezintă pasaje importante în care ne prezintă actul credinței, actul mântuitor al credinței, dar cu precădere el vorbește despre perseverența în credință. Asta este îndemnul major al cărții. A treia observație pe care vreau să o fac este că, din nefericire, capitolul 11 din Evrei a fost transformat într-un capitol foarte antropocentric. El este denumit de foarte multe ori capitolul 11. Cum este denumit? Eroii credinței. Eroii credinței. Și ți se predică, uite ce a făcut Avram, uite ce a făcut Abel, uite ce a făcut cu tare, uite ce a făcut cu tare. Tu n-ai făcut. Asta e singura concluzie pe care poți să o tragi după ce te uiți la cum au trăit oamenii aceia. E singura concluzie pe care poți să o tragi. Citește oricare din porțiune din pasajul acesta, pe orice individ acolo, citește pe Avram. Că nu îi se spune când el și-a pus nevasta să mintă. Și-a pus nevasta la Abimelec sau la Faraon. El nu spune pasajul lucrurile astea. El spune doar momentele extraordinare din viața acestor oameni. Da? Uite-te la Avram și ai să vezi că tu nu ești așa. Uite-te la Abel și ai să vezi că tu nu ești așa. Abel a acceptat o jertfă prin credință. Noi și după ce am fost mântuiți, tot trecem de pe Evanghelia Harului, pe legalism. De o grămadă de ori și într-o grămadă de feluri. Ia fiecare om de acolo și ai să vezi că tu nu ești ca el. Dacă ai o perspectivă antropocentrică asupra capitolului 11 din Evrei, vei dobândi un sentiment profund, probabil, de vinovăție, dacă iei în serios capitolul acela, și cu privire la ceea ce tu nu ai făcut, ceea ce tu nu ești și nu ai reușit. Asta este rezultatul. Și mai rău, vei transforma credința din capitolul 11 într-o faptă. Eu n-am reușit să fac sau să am credința aceea. Ce să fac ca să am și eu credința aceea? Ai ratat complet esența capitolul 11. Capitolul 11 prezintă un singur erou al credinței. Singurul care este obiectul credinței noastre, care este Dumnezeu.
Capitolul 11 nu ne vorbește despre mari oameni ai credinței, ci un Dumnezeu mare care a făcut în oamenii aceștia, care a produs în oamenii aceștia credință. Nu calitatea credinței lor i-a făcut să treacă prin experiențele aceea, ci obiectul credinței lor, care este Dumnezeu însuși. Uitați-vă la însuși Domnul Iisus Hristos când mustră în repetate rânduri credința mică a oamenilor. Și totuși credința mică a oamenilor acelora a făcut pe oamenii aceștia să vadă miracole extraordinare de la Domnul Iisus Hristos. El nu s-a oprit în a opri marea, el nu s-a oprit din a scoate dracii, el nu s-a oprit din a face vindecări pentru că ăștia aveau credință puțină. A fost momente în care el a refuzat să facă lucrul acesta. Dar el a făcut miracole, a făcut lucrări extraordinare, s-a manifestat în dumnezeirea lui, în ciuda micii credințe pe care au avut-o oamenii aceștia. Așadar, focalizarea trebuie să fie și pentru noi asupra obiectului credinței, da? Nu asupra, în primul rând, asupra calității. Calitatea credinței e importantă. Mă înțelegeți greșit. Tăria credinței e importantă, certitudinea credinței e importantă, siguranța credinței e importantă. Toate lucrurile acestea sunt importante, dar cel mai important lucru este ca obiectul credinței tale să fie corect. Da? Și ca să vezi ce trebuie din Dumnezeu. Și veți vedea că confuzia apare în următorul punct. Și dracii cred, spune Scriptura. Care este obiectul credinței dracilor? Spuneți-mi. Dumnezeu este obiectul credințelor. Vedeți că nici măcar aici lucrurile nu sunt atât de clare. Obiectul credinței dracilor este Dumnezeu. Nici cei mai luminați oameni din vremea Domnului Iisus Hristos, în afară de aceea a căror minte a luminat-o Dumnezeu, nici cei mai luminați oameni din punct de vedere religios, ceremonial, farisei, nu au avut declarații și cunoștințe corecte despre Domnul Iisus Hristos cum au avut dracii. Când oamenii care au făcut cele mai corecte declarații de credință în vremea Domnului Iisus Hristos au fost îndrăciți. Ăștia au spus exact, ăștia știau că vine o judecată, știau că există o înviere, știau că Dumnezeu e puternic, știau poziția lui Hristos, ăștia n-aveau nici un dubiu în privința identității Domnului Iisus Hristos și o declarau cu tărie lucrul acesta. Alții știau că e învățător, știau că nu e un profet, poate fi Ilie, poate fi numai nu știu cine. Oamenii aveau confuzii, dracii n-aveau confuzii și demonizații n-aveau confuzii. De aceea nu doar obiectul credinței este important, ci felul în care te uiți la acest obiect. Și asta este diferența mare care se face în evrei. Cu privire la credință. Obiectul a fost corect și felul în care l-au privit pe Hristos sau l-au privit pe Dumnezeu a fost corect. Da? Așadar, capitolul 11 este un capitol despre Dumnezeu. Și despre felul în care Dumnezeu a produs în oamenii aceștia credință și ei prin credință au trecut prin niște lucruri extraordinare. Așadar, accentul în pasaj este asupra prezenței credinței, nu asupra perfecțiunii credinței. Asupra prezenței credinței, nu asupra perfecțiunii credinței. Da? Și încă o observație, credința în evrei și pretutinieni în Sfânta Scriptură nu este tratată ca un act meritoriu. Dacă ar fi fost tratată ca un... Adică ce înseamnă act meritoriu? Dacă eu cred... Dumnezeu se uită la credința mea și spune, wow, pentru credința asta, da, fac asta, te mântui și așa mai departe și fac o grămadă de lucruri extraordinare, miraculoase, supranaturale în viața ta. Nu așa funcționează lucrurile. Dumnezeu nu este câștigat de credința noastră. Când noi spunem că Dumnezeu ne mântuie prin credință, cuvântul prin e foarte important. Noi nu spunem că ne mântuie datorită credinței. Datorită ce ne mântuie Dumnezeu? Datorită harului său arătat în persoana Domnului Iisus. El ne mântuie datorită lui Hristos. Aia este temelia, baza mântuirii noastre. El ne mântuie prin credință datorită Domnului Iisus Hristos. Distinția între aceste două cuvinte este foarte importantă. Prin credință, nu datorită credinței mele. Poți să folosești cuvântul datorită, dar să le explici bine, da? Să spui la ce te referi. Da? Cu alte cuvinte, dacă ar fi să folosesc o imagine, gândiți-vă la gura și funcția gurii noastre. Da? Noi nu mâncăm datorită gurii. Noi nu mâncăm cu scopul ca gura să mestece ceva. Da? Nu gura procură mâncarea. Gura este un instrument prin care eu iau mâncarea, da? O mestec cu un alt scop. Scopul nu este ca eu să mestec, să mă vadă cineva mestecând sau eu să mă văd pe mine mestecând sau să mă simt bine că mestec. Da? Gura este doar un instrument prin care mâncarea ajunge acolo unde trebuie să ajungă și se transformă în ceea ce trebuie să transforme. Gura este doar un instrument. Prin ea eu mănânc. Da? Prin ea eu mănânc. Ea nu ne procură hrana, dar nu gura procură hrana.
Nu ea este scopul final al hranei și nu ea este motivul pentru care mâncăm. Ea este doar un instrument, asta este credința. De aceea reformatorii, cu precădere Calvin, spunea credința este gura sufletului care îl mănâncă, se hrănește din Hristos. Deci oamenii care n-au înțeles credința în vremea Domnului Iisus Hristos au fost oripilați de această metaforă pe care Domnul Iisus Hristos a folosit-o. Când a spus, dacă nu mâncați trupului Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viața în voi înșivă. Și suntem canibali? N-au înțeles metafora credinței. Credința te hrănește pe tine cu Domnul Iisus Hristos. Da? Asta este credința. Și să folosesc deseori imagini foarte vii cu privire la credință. Pentru a arăta natura ei. Esența aici pentru a diferenția-o de falsa credință. Da? Avem doi termeni foarte importanți în pasajul acesta, chiar de la bun început, care în diferite traduceri veți vedea au diferite traduceri, da? Diferite, prezentate diferite înțelesuri. Avem termenul, expresia din versetul 1, credința este ce? Este credința. O încredere neclintită, da? O încredere neclintită. V-aș indica să vă uitați acasă la Evrei capitolul 1, versetul 3, unde vorbește despre Domnul Iisus Hristos și folosește cuvântul, exact cuvântul acesta. Cuvântul de la credință aici este cuvântul hypostasis. Hristos este hypostasisul Tatălui, este subsistența Tatălui, este natura Tatălui. Și asta este termenul aici. Credința este, termenul acesta e folosit din două părți care înseamnă a sta sub. Este ceea ce stă la bază. Credința, cu alte cuvinte, este ceea ce stă sub. Este sub structura întregii vieți credință. Asta este credința, în esența ei. Este sub structura întregii vieți creștine. Tu nu o vezi, dar asta e la bază. Fără ea nu există absolut nimica. Da? Este însă natura, însă natura lucrurilor. Apoi avem termenul sau expresia din, în continuare, o puternică, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și credința este o puternică încredințare. Termenul sau rădăcina acestui termen este, apare de 17 ori în Sfânta Scriptură și e tradus cu a convinge, a mustra, a expune, a dovedi, a încredința. Adică acțiunea unui om de a te convinge pe tine de un anumit lucru și rezultatul care este că tu ai primit o dovadă și crezi lucrul ăla. De ce? Te-a mustrat, te-a încredințat, s-a dovedit, a testat, a evaluat un lucru înaintea ta, tu ai văzut lucrul acela și ai fost convins. Ăsta este termenul, da? Termenul sau expresie de aici, o puternică încredințare. Adică o încredințare care are o dovadă. Totuși, lucru care este foarte ciudat este că credința nu are dovezi palpabile. Și totuși ea este o încredere neclintită, o puternică încredințare. Nu e o problemă. O puternică încredințare bazată pe ce? Dacă mie nu s-au dat dovezi palpabile. Domnul Iisus spune ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Vorbește Domnul Iisus Hristos despre credulitatea tu acolo. Vorbește despre naivitate, vorbește despre oameni care zic pe noi nu ne interesează dovezile, crede și nu cerceta. Despre asta vorbește Domnul Iisus Hristos, nici vorbă. Vom vedea că nu vorbește despre asta, da? Vom vedea că nu vorbește despre asta. Există multe dovezi ale credinței. Despre asta vom discuta, despre ce este credința. Există multe dovezi ale credinței. Și mai ușor ne-ar fi să analizăm credința în funcție de dovezile ei. Dom'le, ce dovezi are credința? Păi credința duce la dragoste, la nădejde, la sfințire, la asta. Și ușor să o analizez. Știu că am credință dacă am efectele ei. Însă pasajul acesta, vedeți, vorbește despre credință în esența ei, în natura ei. Ce este ea? Și restul capitolului ne arată cum se manifestă ea. Mai ușor să te uiți la doveze, la dovezi, dar mai sigur este să înțelegi care este esența credinței, nu efectele, esența credinței, care este natura ei, da? Cu alte cuvinte, există dovezi reale ale credinței prin care poți să vezi credința, da? Dovezi, manifestări ale ei, dar care nu sunt neapărat dovezi definitive. Și am văzut probabil lucrul acesta în mesajul despre apostazie. Oameni care manifestă o credință exterioară, oameni care spun, se afiliază la un crez, afirmă crezul acela. Sunt în asentiment cu ceea ce spui tu. Zici și el ca tine, dar și eu cred lucrul ăsta. Crezi că Domnul Iisus a murit la Golgota? Da, cred. Crezi că Dumnezeu te iubește? Da, cred. Când eram cel mai nelegiuit, eu credeam că Dumnezeu mă iubește. Eu totdeauna am văzut dragostea lui Dumnezeu. Sunt oameni care vorbesc așa, oameni din lume, care încă trăiesc în păcatele lor și ei cred în dragostea lui Dumnezeu. Și evangheliștii noștri se duc și organizăm și atâta bani băgăm uneori. Noi nu, dar băgăm atâta bani la primăvara sufletelor, iarna când face săptămâna de evangelizare, ca niște evangheliști să-i convingă de niște lucruri de care ei sunt convinși deja. Dumnezeu te iubește, super, și eu mă iubesc.
Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta. Și eu de când mă știu am un plan minunat pentru viața mea. Crezi că Domnul Iisus a murit ca tu să ai siguranța mântuirii? Da, cred. E super. Deci, extraordinar ce-mi spui. Extraordinar ce spui. Ieși afară și trăiește viața în continuare având o credință falsă. Falsă. Aia nu este credința adevărată. Acum venim noi și spunem, dar și noi credem că Dumnezeu ne iubește? Și noi credem că Domnul Iisus a murit pentru noi? Și noi credem că suntem mântuiți? Care e diferența între noi și ei? Care e diferența? Pentru că pare că acest conținut al credinței să fie similar. Să fie același. Totuși trebuie să existe o distinție elementară. În însăși esența credinței, aici avem de a face cu două credințe diferite. Cu două credințe diferite. Acesta este un malpraxis, este o nenorocire a oamenilor. Ei sunt deja nenorociți și noi le păvăm drumul spre nenorocirea finală dacă omul spune, eu cred. A, super, crezi că Domnul Iisus a murit pentru tine? Da. Super. Păi atunci ești deja credincios, mă. Asta e, deci tipul ăsta de evanghelizare e foarte ușor de făcut. Deci dacă sunt niște oameni care ne-ar da bani pentru convertirile în felul acesta, vă spun, am face bani, ne-am stricat. Dacă ăsta e tipul de convertire. Pentru că vom găsi o grămadă de oameni din ăștia în lume. Da? Și putem să facem, să junglăm cu numere și cu botezul și cu ce mai vreți dumneavoastră. Ce este credința în esența ei? Ce este credința în esența ei? Haideți să mergem pas cu pas. În primul rând, credința este un dar al Harului lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că n-are nimic de a face cu ce poți produce tu. Și Harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult. Citiți versetul ăsta cu atenție. Harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult. Nu înțeleg niciodată ce caută oamenii cu bărdița și cu toporul la Harul lui Dumnezeu. A, har numai pentru atâta, numai atâta. Nu, asta nu mai. Harul Dumnezeu nu mai poate să. Nu înțeleg. Harul Dumnezeu s-a înmulțit peste măsură de mult. Efeseni spune că Harul lui Dumnezeu, nemărginita bogăția Harului Dumnezeu. Sunt oameni care și-au făcut un demers, un scop în viață ca să ciuntească din Harul lui Dumnezeu. Că sunt anumite lucruri pe care Harul lui Dumnezeu nu poate. Dar ce produce Harul lui Dumnezeu? Harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Credința și dragostea sunt un rezultat al Harului lui Dumnezeu. Citiți textul despre roada Duhului Sfânt, în care termenul credincioșie este exact cuvântul credință, care este un rod al Duhului Sfânt, la fel cum este dragostea. Este o lucrare a Harului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Vă mai dau un singur text, deci sunt o grămadă. Filipeni 1,29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat Harul, nu numai să... Nu zice vi s-a dat posibilitatea să credeți. Deci Dumnezeu nu creează posibilități. Dumnezeu nu dă posibilități. O mântuire potențială, un har potențial, o iertare potențială, o pocăință potențială nu mântuiește pe nimeni. Pocăința, credința, iertarea, mântuirea, jertfa reală, nu potențială. Vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci și să pătimiți pentru el. Și chiar în textul acesta este prezentată o dovadă a credinței adevărate. Pentru că credința care este rezultatul harului Dumnezeu este credința care te poate duce prin cele mai crunte persecuții. Prin cele mai crunte persecuții. Și credința care nu are nicio treabă cu darul și harul lui Dumnezeu este credința care nici măcar dacă ai sta în fotoliu toată viața asta și ai fi confortabil și ai fi relaxat totdeauna, nu te-ar duce multă vreme. Nu te-ar duce multă vreme. Deci credința este un dar al harului Dumnezeu. Nu este o lucrare omenească. 2. Cum este lucrată credința asta în noi? Credința este un dar lucrat în noi și voi prezenta într-un fel de propoziții, da? Într-un fel de enunțuri realitățile acestea despre credință. Da? 2. Credința este un dar lucrat în noi printr-o intervenție miraculoasă a Duhului Sfânt. Printr-o intervenție miraculoasă a Duhului Sfânt. Înțelegeți ce se întâmplă în noi când noi de la necredință în Domnul Iisus Hristos trecem la credință. Când de la orbire spirituală vedem frumusețea Domnului Iisus. Că acolo este o intervenție miraculoasă a Harului lui Dumnezeu. Și mulți dintre noi, să dea Dumnezeu ca toți să putem mărturisi lucrul acesta. Că a fost o vreme în care am auzit Evanghelia, am auzit, știam că muri pentru păcate, dar a fost un moment special în care am văzut frumusețea lui Hristos cum n-am văzut niciodată până atunci. Aia este o intervenție supranaturală a Duhului Sfânt în viețile noastre. Este o intervenție miraculoasă. Matei 16:17. După ce Petru face acea declarație de credință, tu ești Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Când toți ceilalți, că ei spuneau că e Ilie, că e un proroc, că e Ieremia și așa mai departe, Domnul zice așa, și vrea să înțeleagă foarte clar toată lumea de acolo despre ce este vorba.
Ferice de tine, Simone, și pune numele tău acolo. Ferice de tine, Andrei, ferice de tine, Radu, fiindcă nu carnea și sângele. Nici mama, nici tata, nici predicatori, nici evangheliștii. Nu carnea și sângele. N-are nimic de a face cu lucrarea omenească. Ți-a descoperit. Este o descoperire lucrul acesta. Ci Tatăl meu care este în ceruri. Ce spune Pavel? Nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Aia e o mărturisire de credință. Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. El spune, numai Duhul Sfânt te poate să spui lucrul acesta. Când stă ăla cu iataganul la capul tău sau cu toporul sau să te arunce la fiare, nu mai faci mărturisiri ușoare de credință. Dacă crezi cu adevărat prin Duhul Sfânt, atunci vei mărturisi. Dacă nu crezi, nu vei mărturisi. De aceea el poate să spună că și acest efect al credinței, a mărturisi, simplu, Iisus Hristos este Domnul. Este o dovadă a credinței adevărate și o dovadă a lucrării Duhului Sfânt. Auziți, nimeni nu poate spune. Nu pot spune. Ți-i gura încleștată, nu pot spune așa ceva. Dacă tu niciodată nu l-ai întâlnit pe Hristos, nu l-ai văzut pe Hristos prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Deci este un rău pe care îl facem oamenilor dacă nu prezentăm costul, costurile credinței, costurile urmării lui Hristos. Pentru că nu pot niciodată sărmanii oameni, autoșelați, să-și dovedească vreodată credința. Să vadă că nu e autentică. Da? Dacă mărturisirea credinței mele nu-mi cere niciun cost, cum văd dacă e adevărată? Cum văd dacă e adevărată? 3. Credința este, și vreau să înțelegeți cuvântul pe care îl folosesc, că l-am ales precis, deși nu este o invenție a mea, puritanii și reformatorii ne ajută foarte mult. Credința este un organ spiritual implantat în duhul omului. Și ascultați ce vreau să spun. Exact cum ai, e ca și cum un om n-ar fi avut ochi. Pe mine mă amuză, vă spun sincer, eu nu sunt așa bun la apologetică, fratele meu e mai bun ca mine. Nu sunt așa bun, nu-i domeniul meu cel mai bun, cu știința, cu dovezi, cu astea. Eu când aud atei sau agnostici sau tot felul de oameni care tot vorbesc despre Dumnezeu nu există, din nu știu ce motiv, că s-au dus, că au căutat, că au testat cu carbon sau nu mai știu ce, cu ce au testat, în fine. Nu există Dumnezeu, au multe motive acolo. Pe mine mă amuză foarte mult și vă spun de ce. Așa îmi imaginez. Am avut odată o revelație, înțelegeți cuvântul revelație cu note de subsol, nu revelație de la Dumnezeu sau o vedenție și așa mai departe. Am avut așa un gând al meu. Într-o zi mi-am imaginat toți oamenii ăștia foarte deștepți al lumii ăștia, foarte deștepți. Deci probabil că n-aș putea să discut cu ăștia nici măcar. Unul dintre ăsta ar putea să vorbească două zile cu mine și să nu înțeleg nicio propoziție. Atât de inteligenți oamenii ăștia. Să fie foarte clasă, oameni foarte inteligenți. Foarte inteligenți. Adunați toți într-o sală de conferințe, unei elita, spuma oamenilor de știință, spumea inteligenței, spuma IQ-ului, cei mai tari din lumea asta. Și-ar discuta, și-ar prezenta dizertații și dovezi peste dovezi, și mape, și conferințe, și discursuri, tot felul de... Dumnezeu nu există. Dar toți sunt ca niște orbi și stau și filozofează acolo și spun, uite, dovada asta, soarele nu există. Încă o dovadă, soarele nu există. Și au o tradiție deja de când dovedesc că soarele nu există. Și într-un prostănac. Care vede, intră din greșeală în conferința asta. Și l-aude pe asta, un om foarte înțelept, a auzit de el, toată planeta știe de el. Un om foarte înțelept, luminat. Intră la coada vacii, cum spunem noi, intră acolo și zic că știi ce. Și ăla tocmai expune el, dovezi că soarele nu există. Care crezi că va fi reacția la săranul ăsta? Bă, și-ați bătuți în cap? Și spune, bă, și intră să spune, bă, Dumnezeu există. El spune, bă, Dumnezeu există, vă spun eu că există Dumnezeu. Cum există Dumnezeu? Ce unde ai venit? Asta, tradiții vechi, mituri, prostii, dintr-o carte veche. Nu există Dumnezeu. Și începe ăștia să doveze. Ăsta scoate, bă, ăștia sunt nebuni, scoate cap afară. Soarele picior. Bă, Dumnezeu există. Soarele există. Nu există. Mă, pe mine mă încălzești, eu îl văd. Nici nu mă pot uita prea mult la el. Așa de mare e gloria lui și strălucirea lui. Dumnezeu există, cam așa sunt lucrurile. Știți de ce? Pentru că nu există organul. Nu există organul, ochiul. Ochiul este mort. El nu are organul ăsta sau dacă l-are, este mort și nu vede. Așa este credința. Credința este un organ nou pe care nu l-ai avut niciodată. Un organ spiritual, nu fizic. De asta folosesc cuvântul organ pentru că ne ajută să înțelegem mai bine natura credinței. Și Domnul Iisus Hristos de aceea vorbește despre credințe ca despre a mânca. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Mâncați pe Fiul omului. De asta vorbește despre credință ca și o vedere. Ne-a luminat inimile, ne-a deschis ochii inimii. Vorbește despre credință ca despre un organ. Pentru că iese ceva ce n-ai avut niciodată, un simț pe care nu l-ai avut niciodată. E ca și cum niciodată n-ai fi văzut culori. Toată viața ar fi fost alb-negru și deodată vezi în culori.
Ceea ce s-a întâmplat pentru unii oameni. Da? Dacă a primit credință, e mai profund decât atâta. N-ai văzut nici alb-negru, n-ai văzut nimic. Și încep să vezi. N-ai gustat niciodată nimic. N-ai mâncat niciodată nimic. Poate te-o grănit cu tuburi. Și atunci e prima dată, nu când doar îți folosești gura, ci când guști, când simți ceva. Asta este credința. Credința este un organ spiritual implantat în duhul omului. Și folosesc cuvântul duh, nu dorind să intru în discuția asta dacă e trihotomie, dihotomie, duh, suflet, trup sau îți numai două. Nu despre asta, ci folosesc pentru a face diferență, despre diferență între acțiunile sufletului și acțiunile duhovnicești. Da? Tu poți gândi că Iisus a murit. Dar una e să gândești cu sufletul lucrul ăsta și alta e să gândești în duhul tău. Da? De aceea Scriptura mai folosește expresia în duhul minții noastre. Sau folosește despre expresia sau formularea aceasta să ne umplem de cunoștința Lui în orice pricepere și cunoștință sau înțelepciune duhovnicească. Care nu-i produsă de tine, da? Care nu-i produsă de tine. Așadar, credința este un organ spiritual, da? Care te ajută să vezi ceva ce n-ai văzut niciodată, implantat în duhul tău. Nu este activitatea sufletului tău. Nu este activitatea sufletului. 4. Ce vede credința asta? Da? E organul spiritual implantat în duhul nostru. Ce vede credința? Credința este poarta sufletului către lumea supranaturală. Invizibilă, dar reală. Asta este credința. Credința este organul ăsta care ți s-a dat, care este o poartă a sufletului tău pentru a vedea ce n-ai văzut niciodată până atunci, așa anume lumea supranaturală, invizibilă, specific pe Dumnezeu. Specific pe Dumnezeu. Asta este credința. Asta este credința. Uitați, v-aș putea da o grămadă de versete din Evrei, capitolul 11, dar vă dau doar vreo două sau unu. Uitați unu. Evrei 11:27, prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit. Și ascultați, ca și cum a văzut pe cel ce este nevăzut. Deci omul ăsta a luat o decizie atât de puternică, de profundă, în viața lui, de radicală, care urma să schimbe cursul întregii vieți, lui și poporului Israel, ca și cum ar fi văzut chiar cu ochii fizici pe Dumnezeu. Dar el n-a văzut cu ochii fizici, dar l-a văzut cum? L-a văzut spiritual. Sau spune în versetul 26, socotea ogara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Și zic, cum au fost mântuiți oamenii înainte de Hristos? Că nu știa nimica de Hristos. Uite că Moise știa. Avram spune că a văzut ziua lui și s-a bucurat. Uite că știau despre Hristos. Eu cred că știa și Adam și Eva despre Domnul Iisus Hristos. El socotea ogara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Să fim serioși. Deci dacă ar fi venit faraon să-i spune, Moise, îți dau toată bogăția Egiptului, ție ți-o dau. Și el spune, eu vreau o cara lui Hristos. Spune, nu e bun la cap. Cum a putut el să facă lucrul ăsta? Prin credință, auziți ce spune? Pentru că avea ochii pironiți, da? Din nou, limbajul vederii, a organului spiritual a vederii. Avea ochii pironiți spre răsplătire. Care răsplătire? Eu nu văd nicio răsplătire. Hai să discutăm omenește. Vedeți? Discuți spiritual sau discuți omenește? Comorile Egiptului le văd și o să fiu putre de bogat eu și sămânța mea? Răsplătirea despre care voi vorbi, nici măcar nu înțeleg bine ce e aia. Să zice că o fi existat aia, nici măcar nu înțeleg bine ce e aia. Nu ai nicio dovadă pentru ea. Și spune, ba da, care? Am. Eu văd răsplătirea. Unde care răsplătire? Am ochii pironiți pe ea, o văd în fața ochilor mei. Unde, domnule? El vorbea despre ceva spiritual, da? Și el vorbește despre ceva fizic. Sunt două lucruri, două planuri, două dimensiuni. Două dimensiuni diferite. Așadar, credința este poarta sufletului către lumea supranaturală, invizibilă, dar reală, da? Specific către Dumnezeu, în frumusețea Lui. 5. Credința, așadar, este calea spre experimentarea lui Dumnezeu și promisiunilor sale. Da? Credința este calea spre experimentarea lui Dumnezeu și a promisiunilor sale. Pentru că oamenii aceștia au văzut pe Dumnezeu, au văzut răsplătirea, sau spune, au văzut cetatea aceea. Pentru că le-au văzut și au fost siguri de asta, de aceea au experimentat niște lucruri absolut ieșite din comun. Absolut ieșite din comun. Supranaturale. Miraculoase. Asta este calea de experimentare a lui Dumnezeu. Nu există nicio altă cale. Știți ce nu există nicio altă cale? Că dacă Dumnezeu ar face acum un miracol în fața noastră și nu am credință, spune, ai dracu. E dracu. E o fantezie. E o iluzie. E ceva psihologie. Ai găsit o grămadă de explicații cum am și făcut oamenii în vremea Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că n-au avut credință. Pentru că nu au avut credință. Miracole n-au fost intenționate de Dumnezeu să deschidă ochii minții sau ochii credinței. Să implanteze organul spiritual. Miracolul a fost doar un context
în care Dumnezeu transmitea o informație despre Hristos. El are autoritatea asupra duhurilor. El are autoritatea asupra trupurilor. El are autoritatea asupra păcatelor. El are autoritatea asupra naturii. Asta vrea Dumnezeu să transmită prin miracole. Nu zic că, Doamne, dacă faci un semn, mă pocăiesc, dacă nu, nu. Ei, e nebunie, e o prostie. Este o prostie, nu așa se pocăiesc oamenii. Miracolul, în cel mai bun caz, revelează ceva despre cel care l-a făcut. Da? Și deschide un context pentru ca omului să-i deschide prin Duhul Sfânt ochii spirituali. Da? Credința este calea spre experimentarea lui Dumnezeu și a promisiunilor sale, a căror natură și frumusețe nu poate fi văzută doar cu ajutorul minții noastre. Poți să ai un gând în mintea ta, dar asta nu înseamnă că crezi. 6. Și lucrul acesta este extraordinar de frumos. Credința are cu sine dovada, credința are cu sine dovada existenței lucrurilor spirituale. De ce? Avem noi o dovadă că Dumnezeu există. Eu asta spun, credința are cu sine. În ea însă și are dovada lucrurilor spirituale. Că e vorba de Dumnezeu, de răsplata viitoare, de cer, de împărăția Lui, orice. Din punct de vedere spiritual. Credința are în sine, cu sine, dovada lucrurilor spirituale, pentru că ea le vede. Credința este ca un martor ocular al lucrurilor spirituale. La fel tu cu ochii fizici, cum vezi, eu știu că aici sunt 4 scaune în față, de ce? Pentru că eu le-am văzut. Eu sunt martor ocular, da? Am văzut 4 scaune în față. Credința funcționează în același loc, în același fel. Ea vede lucrurile din dimensiunea spirituală și este martorul ocular. Ea e singurul martor ocular împreună cu Duhul Sfânt. Noi suntem martori și Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat. De asta e ferice de noi. Noi le vedem, dar le vedem prin credință. Da? Există un organ fizic pentru lucrurile fizice, ochiul. Există un organ spiritual pentru lucrurile spirituale, credința. Mă tem, frați și surori, vă spun sincer, mă tem că cei mai mulți oameni habar n-au despre ce vorbesc. Cei mai mulți oameni care m-au auzit să vezi nebun la cap. Ce prostii, mă. Eu cred că Domnul Iisus a murit. Am. Și ce vrea El să spună? Am ideea asta în mintea mea. Că Iisus a murit. Am ideea că Dumnezeu există. Și El crede pentru că are niște idei care circulă în căpușorul Lui, mărunt. El crede. El nu crede. El nu crede. Aia nu e credință. Pentru că El nu vede lucrurile alea. El nu vede lucrurile alea. Pe El nu L-au cucerit lucrurile alea. Gândiți-vă, Domnul Iisus Hristos, ce frumusețe a degajat spre Moise dacă Moise zice sufără o cara lui Hristos. Nu-mi trebuie scârboșenile astea din bogățiile Egiptului. Bănuții ăia, cât te-ai fi rezolvat cu lucrurile alea. Făceai 100 de călătorii cu poporul Israel și aduceai jertfene în pustie dacă vroiai. Nu numai una. Moise zice nu, habar n-aveți despre ce vorbiți. Pentru că el a văzut. El a văzut lucrurile acelea. Da? Și el a văzut frumusețea lor. Și el a văzut că alea sunt mai valoroase decât toate bogățiile Egiptului. Asta face credința. Credința te duce în această realitate spirituală. Ea este martorul tău ocular. Ai 2 martori oculari ca om al credinței. Credința ta și pe Duhul Sfânt. Da? În ordine invers. Pe Duhul Sfânt și credința ta. Ăștia sunt cei 2 martori oculari. Tu spui, eu am văzut. Am văzut cu ochii minții mele frumusețea lui Dumnezeu. Am văzut cu ochii minții mele pe Domnul Iisus Hristos. Am văzut. Și vreau să vă spun un lucru. Eu am o dovadă mai puternică a învierii Domnului Iisus Hristos decât oamenii care l-au văzut, n-au crezut în El sau s-au îndoit de El. Vorbesc ca învierii fizice a Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă ați înțeles ce am spus. Eu am o dovadă mai clară a învierii fizice a Domnului Iisus Hristos decât oamenii care l-au văzut cu ochii fizici pe Domnul Iisus Hristos, nu au crezut în El sau s-au îndoit de El. Pentru că îl văd prin ochii credinței. El există. El este real, este viu în vecii vecilor. Și Duhul Sfânt prin credință mi-l arată pe Hristosul real, pe Hristosul adevărat. Pe Hristosul adevărat. De asta oamenii n-au cum să înțeleagă. N-au cum să înțeleagă această nebunie a noastră de a trăi o viață întreagă bazată pe credință. N-au cum să înțeleagă, pentru că nu înțeleg ce e credința. Ei nu înțeleg ce este credința. 7. Foarte important de precizat, credința nu lucrează automat în noi. Deci și dacă ai primit credință, credința nu lucrează automat în noi. Adică cu alte cuvinte, ai primit ochelarii, da? Și acum vezi lumea spirituală. Vezi absolut toate lucrurile. Nu lucrează așa. De ce? Vă aduceți aminte că am avut un mesaj pe Efeseni capitolul 1, acea rugăciune apostolului Pavel, unde el spune: și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Întrebare. Erau oamenii aceștia credincioși? Tare. Da. Îl cunoșteau ăștia pe Domnul Iisus Hristos? Da. Erau pecetuiți cu Duhul Sfânt? Aveau Duhul Sfânt? Da, că au spus în capitolul 1, câteva versete înainte a spus lucrul acesta. Și el totuși se roagă ca Dumnezeu Tatăl să le dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și auziți aici. Și să vă lumineze ochii inimii.
organul acesta spiritual. Ca să vedeți ce? Ca să pricepeți. Nădejdea chemării lui, bogăția slavei moștenirii lui în sfinți. Și apoi vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Care a înviat, care a fost întronat, care este mai presus de toate lucrurile. Cum vezi lucrurile acestea? Când Duhul Sfânt vine și îți luminează ochii inimii. Deci credința vede doar în măsura în care Duhul Sfânt îi arată. Iar nu lucrează automat. De aceea avem această rugăciune fundamentală pentru iluminare înainte de predicarea Cuvântului Sfânt. De ce? Pentru că nu credem că cuvântul funcționează automat, ci credem că Duhul Sfânt ne luminează inimile și ochii credinței pe baza materialului din cuvânt. Așa lucrează Duhul Sfânt. El este legat de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu funcționează lucrurile singure, doar credința, doar cuvântul, ci împreună. Duhul Sfânt, prin cuvânt, arată credinței noastre lucrurile duhovnicești. Da? 8. Credința este o gândire, nu știu dacă am găsit expresia cea mai bună, dar fratele Mihai o să ne spună. Este o gândire deasupra rațiunii. Nu irațională. Aseară citeam ceva despre Augustin, Thomas Aquinas, Erasmus Proust și ei spuneau credința nu este raționare. Deci nu faptul că eu raționez ceva înseamnă că cred. Pentru că, repet, ai oameni în lume care spun și eu cred. Ei toți cred. Cred că există Dumnezeu, cred că există Domnul Iisus Hristos, cred că El a murit. Crezi? Cum crezi tu că Domnul Iisus a murit pentru păcatele? Da, cred. E șocat. Credința nu este raționare. Credința este deasupra rațiunii. Este deasupra rațiunii. Ea nu funcționează separat de rațiune, dar este deasupra rațiunii. Și am să vă dau un verset pentru a explica lucrul acesta. De ce este credința deasupra rațiunii? Pentru că credința vede ce rațiunea nu poate vedea. Poți vedea tu învierea lui Hristos cu mintea ta? Poți să ai ideea învierii Domnului Iisus Hristos? Poți tu vedea cum a creat Dumnezeu lumea din nimic? Ia auzi ce spune Evrei 11:3. Prima, cum spune el că vedem prin credință. Prin credință pricepem. Da, vedeți legătura? Prin credință pricepem. Deci nu pricep și după aia spun că am credință. Am credință fiindcă pricep. Nu. Prin credință pricepem pentru că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Explică tu lucrul ăsta din punct de vedere științific. Nu știu, poate unii au vreo explicație. Eu n-am. Dar prin credință vedem lucrul acesta și știm că este așa. Știm că este așa. Care e rolul cuvântului Dumnezeu în relație cu credința? Pentru că veți găsi din nou în cartea Evrei, capitolul 11, foarte des pomenit cuvântul făgăduințe, promisiuni. Oamenii aceștia, nu vă imaginați că Moise se taie la așa... Eu îmi imaginez că există o cetate mai bună. Eu îmi imaginez că există un cer. Eu îmi imaginez că o exista cândva Hristos. Eu îmi imaginez... Nu, ei aveau revelație. Ei aveau revelație. N-aveau revelație cât avem noi astăzi. Dar ei au crezut revelația, măsura de revelație pe care au avut atunci. Revelația este progresivă, lucrurile au devenit tot mai clare pe parcursul timpului. Dar ei au crezut revelația care le-a fost dată atunci. Da? Informații precise, nu așa stufoase cum le avem noi astăzi, dar informații precise despre lucrurile viitoare. Despre lucrurile viitoare. Așadar, cuvântul ce face? Cuvântul oferă material minții noastre, iar credința se folosește de materialul care intră în mintea ta pentru a contempla lucrurile pe care le ai în mintea ta. De asta e important cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu nu citesc cuvântul lui Dumnezeu, dacă eu sunt ferm convins, ascultați-mă și cu asta am început, că nimeni nu poate produce în sine însuși credință. Nimeni. Nici noi nu putem produce toți la o altă credință în altcineva. Dar, există un spațiu sau un cadru în care Dumnezeu a hotărât să se producă credința și să viețuiască credința. Credința nu funcționează fără material pe care să-l vadă. Da? Asta e diferența dintre o credință biblică și o credință super ultra carismatică, în care eu stau, văd, m-am întâlnit cu Domnul Iisus, am văzut, am mers cu El, am trecut cu un râu, ne-am bălăcit amândoi în râu, după aia am intrat în cer, am coborât pe locuința morților, am trecut prin nu știu unde, am plimbat, eu prieten cu Domnul Iisus Hristos, vai ce viziune am văzut, dați-mă o carte pe care s-o scriu să fac bani cu ea. Aia nu e credință. E o prostie, o imaginație a minții, n-are nicio treabă cu credința. Credința vede lucrurile din cuvânt. Da? Eu iau cuvântul lui Dumnezeu, îl pun în mintea mea, și Duhul Sfânt face acea lucrare supranaturală de iluminare, arătând credinței mele realitatea celor lucruri spirituale. De asta cuvântul lui Dumnezeu este crucial. Știți foarte bine acest verset. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Vreau să-L văd pe Hristos. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, veți ști mai multe lucruri despre Domnul infinit
mai multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos citind Evanghelile decât dacă ați fi umblat după El și ați fi rămas în necredință. Veți ști lucruri pe care oamenii niciodată nu le-au văzut. Niciodată nu le-au văzut. Citind Evangheliile. Citind Evangheliile. Mai specific. Credința specific este conștientizarea, vorbim specific de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, conștientizarea frumuseții sfinte și copleșitoare a lucrurilor lui Dumnezeu. Asta nu vede niciodată un necredincios și nici diavolul. Și să vă dau câteva texte. Deși sunt foarte multe texte. Am rămas uimit câte texte sunt pentru a demonstra lucrul acesta. Repet, credința, în mod specific, este conștientizarea frumuseții sfinte și copleșitoare a lui Dumnezeu și a lucrurilor lui Dumnezeu. Ia auzi ce spune 2 Corinteni 3:18, care nu vorbește de convertire, ci de procesul sfințirii. Noi toți privim, din nou, ascultați limbajul, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă ce? Slava Domnului, frumusețea Domnului, strălucirea Domnului. Cum privim lucrul ăsta? Deci privim, cum privim? Cu ochii ăștia? Nu, privim cu ochii credinței slava Domnului. Și privind slava Domnului, suntem schimbați în același chip cu al lui, auziți, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Ai toate elementele pe care le-am precizat. Ai credința, privim. Ai pe cel obiectul credinței, slava Domnului, strălucirea Domnului, frumusețea Domnului. Oamenii pot să aibă ideea despre Domnul în mintea lor, dar nu vor vedea niciodată frumusețea Lui. Nu vor fi niciodată atrași, nu vor vedea atractiv, frumos. Ce spune oamenii despre cruce? Nebunia crucii. O pricină de potignire. Da? Ai credința care privește, ai slava Domnului care se arată, lucru privit, obiectul credinței, ai transformarea care se întâmplă, suntem schimbați în același chip cu al Lui din slavă în slavă și Duhul Sfânt care face lucrurile acelea vizibile înaintea ochilor credinței noastre. Duhul Sfânt care este la lucru. Ai tot materialul. Uitați-vă la oamenii necredincioși. 2 Corinteni 4:4. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia ca să nu vadă strălucind. Auziți ce nu văd ei? Nu că ei nu pot înțelege Evanghelia și că nu la un moment dat n-ar putea să fie de acord cu ea. Nu despre asta. Ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Evanghelia frumuseții lui Hristos. Evanghelia gloriei lui Hristos. Asta nu văd ei. Strălucirea persoanei Domnului Iisus Hristos. Ei nu pot să fie copleșiți văzându-L pe Domnul Iisus Hristos. Să știți, eu îmi pun semne cruciale de întrebare. Esențiale. Ăsta e primul semn de întrebare pe care mi-l pun. Dacă un om spune, eu nu pot să contemplu persoana Domnului Iisus să spun că e frumos. Mi se pare nepotrivit să pun cuvântul frumos lângă persoana Domnului Iisus Hristos și lucrarea răscumpărătoare. Eu nu pot să... Slava lui Hristos, gloria lui Hristos, ești pierdut, prietene. Ești pierdut. Ești pierdut. Asta te diferențiază în mod esențial de un drac sau de un om al lumii acestea care e de acord cu Evanghelia, dar nu crede în ea. Uitați versetul 6, când vorbește despre credincioși. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, când a zis Dumnezeu lucrul acesta? Spuneți. Să lumineze lumina din întuneric. Când a zis Dumnezeu? Să fie lumina. La creație a fost unul dintre marele miracole. Fără soare, Dumnezeu a creat lumina. A fost un miracol extraordinar. Un miracol. În același fel, aceeași putere a lui Dumnezeu se desfășoară când El ne mântuie. Ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească. Auziți din nou, lumina cunoștinței, slava lui Dumnezeu. Unde vedem slava lui Dumnezeu? Pe fața lui Iisus Hristos. Acolo văd frumusețea lui Dumnezeu. Acolo văd gloria lui Dumnezeu. Acolo mă îndrăgostesc de Dumnezeu. În persoana Domnului Iisus Hristos. Prin credință. Prin Evanghelie. Numai credința te poate să vezi așa ceva. Dacă ai fost atent în tot ce am spus până acum și să spui, habar n-am ce spui. Mă tem că ori n-ai înțeles bine ce am spus, ori n-am fost eu clar, ori ești pierdut. Pierdut cu totul. Credința, așadar, de fapt am o carte. Am o cărticică. E foarte subțirică, dar esențială pentru subiectul acesta. Se cheamă Și Dracii Cred. Scrisă de Jonathan Edwards. Primul care mi-o cere după ce termin mesajul acesta, eu dau gratis foile de la biroul fratelui Mihai, tușul tot de la el, imprimanta tot de la el, laptopul tot de la el, eu vă dau gratis, da? Așa. Și Jonathan Edwards, vreau să vă citesc doar un paragraf, să vă fac poftă. Jonathan Edwards spunea în felul următor. Încercând să facă distinția aceasta între cunoașterea asta naturală și cunoașterea adevărată a Domnului Iisus Hristos. Acest simțământ
al frumuseții lui Hristos reprezintă începutul adevăratei credințe mântuitoare. Când vezi slava lui Hristos, frumusețea lui, ăla e momentul în care ai fost mântuit. Până atunci n-ai văzut așa ceva. Iar acest lucru este destul de diferit de orice simțământ vag că Hristos îl iubește sau că a murit pentru el. Acest fel de simțăminte vagi pot să ducă la o anumită dragoste și bucurie, pentru că persoana aceea simte un fel de fericire gândindu-se că a scăpat de pedeapsa păcatelor sale. Dar în realitate, aceste simțăminte sunt bazate pe dragostea de sine, nu pe dragostea pentru Hristos. De ce? Bine că m-a iertat pe mine, mi-a făcut mie, super. Dar tu vezi pe Hristos glorios? Nici nu contează, bine că mă mai duc în iad. Ești pierdut. Ești pierdut, tu nu ai văzut pe Hristos. Ție îți place ideea de a fi iertat de păcate. Ție îți place ideea de a nu te duce în iad. Cui nu-i place ideea asta? Credeți că dacă Dumnezeu ar invita cei mai răi demoni care există, capetele demonilor, da? Cei mai răi draci, i-ar invita Dumnezeu și a spus, vreți să mergeți în cer? Ce credeți că ar spune draci? Am vrea să mergem în cer, dar urâm ființa ta, urâm frumusețea ta, urâm sfințenia ta. De ce? Că natura lor e stricată. S-ar duce în cer. Credeți că i-ar vrea? Vrem să stăm în chin. Nici vorbă. Dar ei nu pot iubi frumusețea Domnului Iisus Hristos. Ei nu pot să vadă, ei nu pot să contemple acest lucru. Și auziți ce spunea Eduard. Este un lucru trist că atât de mulți oameni sunt înșelați de această falsă credință. Adică de acceptarea unor idei. Iisus a murit, Iisus mă iubește, Iisus m-a scăpat de iad. Îmi place lucrul ăsta. Știi ce îți place? Îți place că tu nu o să mai suferi. Îți place că tu ai scăpat. Totul este legat de dragoste de sine. Este important, nu înțelegeți greșit, să cred că Iisus a murit pentru mine, că m-a scăpat de iad. Astea sunt niște lucruri glorioase, dar eu văd în lucrurile acestea gloria Domnului Iisus Hristos. Eu vă mărturisesc sincer, nu stau niciodată să mă înfricoșez de iad sau să mă gândesc la iad. Eu sunt uimit. Când îmi văd păcatul meu în fiecare zi și văd pe Domnul Iisus Hristos și gloria Lui, e suficient pentru mine. E suficient pentru mine. Iar pentru mine ca credincios, a contempla la realitatea iadului este tot un mod de a vedea frumusețea lui Hristos. Că văd de unde m-a scos Domnul Iisus Hristos, cine este Hristosul acesta și prin ochii credinței văd frumusețea Hristosului care m-a eliberat. Da? Asta spunea Eduard. I-au zis cum descria el mântuirea. În cel care este convertit o singură rază a slavei spirituale și morale a lui Dumnezeu și a frumuseței supreme a lui Hristos, care strălucește în inimă, biruiește toată împotrivirea. Noi suntem împotrivitori. Când strălucește slava lui Hristos și frumusețea lui, auziți, sufletul este înclinat să iubească pe Dumnezeu ca și cum ar fi atras de o putere fără seamăn. Astfel încât acum nu doar mintea, ci întreaga sa ființă îl primește și îl îmbrățișează pe Mântuitorul iubit. Asta se întâmplă în convertire. Așadar, credința nu este bucuria doar în lucrările lui Dumnezeu. Asta ar arăta dragostea de sine. De asta, fratele Mihai, a făcut o distinție la un moment dat importantă în ciclul despre rugăciune între a mulțumi lui Dumnezeu și a-L adora pe Dumnezeu. Două lucruri total diferite. A spune că dovada supremă a mântuirii este adorarea lui Dumnezeu, nu mulțumirea. Pentru că și necredincioșii se duc la biserică, uitați că dacă ieșim mai repede, vedem că vin la biserică. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a făcut bine, că mi-a dat un serviciu mai bun, că mi-a luat o mașină mai bună, că mi-am făcut casa, că mi-am făcut aia, că mi-a dres aia, că până la urmă nora mea are și-a un prunc să aducă un nepoțel să ne ducă neamul înainte. Pentru tot felul de lucruri, că s-o vindeca purcelușa sau văcuța sau că nu știu ce, sau că dă lapte mai gras. Oamenii mulțumesc pentru tot felul de lucruri. Oamenii au un fel de mulțumire. De ce? Că li s-a făcut bine lor. Au dragoste de sine. Ce super că eu am dragoste de sine și Dumnezeu mă iubește și El pe mine ca să-mi facă mie bine. Și mă pot iubi mai mult pe mine. Super! Eu sunt centrul universului meu și centrul universului Dumnezeu. Fain! De unde ați găsit Dumnezeu ăsta? Nu din Biblie. Nu din Biblie. Oamenii pot avea lucrul acesta. Adevărata dovadă a credinței este adorarea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care îl adori pe Dumnezeu, înseamnă că vezi frumusețea lui Dumnezeu. Fă lucrul acesta în taină. Du-te în cămăruță și începe să-L adori pe Dumnezeu. Nu pentru ce face El, ci pentru ce este El. Aduceți-vă aminte acest eveniment, este crucial din Sfânta Scriptură, Isaia. Care este un om credincios, care este un proroc. Când vede, ce vede Isaia? Slava Domnului! Frumusețea Domnului, strălucirea Domnului și specific vede strălucirea sfințeniei lui Dumnezeu. A sfințeniei lui Dumnezeu. A purității, a perfecțiunii lui Dumnezeu. Și prima reacție a lui Isaia este: sunt pierdut. Își vede păcătoșenia lui, asta e prima reacție a lui Isaia. Când vede slava lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, da? Și apoi se întâmplă restul evenimentului, care este într-un fel parcă un tipar al convertirii noastre, nu doar al convertirii noastre, ci a atâtor momente când Dumnezeu ne revelează slava Lui și noi cădem la pământ înaintea Lui văzând ce nenorociți suntem. Ce nenorociți suntem.
Da? Această vedere a frumuseții divine supreme în Domnul Iisus Hristos este ceea ce captivează dorințele și atrage inimile oamenilor. Și vă spun de ce nu cred în pierderea mântuirii și cu asta am încheiat. Și de ce nu cred în pierderea mântuirii? Pentru că credința descoperă cea mai frumoasă ființă din univers, care este Domnul Iisus Hristos. În momentul în care ai văzut, totuși nu există nimic în lumea asta care să fie frumos ca Hristos. Și asta este un lucru care ai descoperit credinței tale și este ceva ce vei dori mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. De asta Pavel se roagă după momentul convertirii ca Duhul Sfânt. Cel mai mare chin al unui credincios este ca Dumnezeu să-i descopere frumusețea lui Hristos și poate să-l treacă prin niște momente de umbră. Asta vă chinui cel mai tare. El vrea să-l vadă din nou pe Hristos. Vrea să vadă gloria lui Hristos. Vă spun de ce. Un om care are o viață super liniștită. Au căzut de la credință. Atât a fost credința lui. Nici măcar credința dracilor nu a avut-o. Și alți oameni care au fost torturați. Torturați în închisori. Puși cu burta pe pământ. Eu sunt fascinat citind cântările lui Nicolae Moldoveanu, pentru că au fost făcute în închisoare. În momentele acelea de chin, când li s-au dat să ia cina Domnului cu fecale, au fost obligați să-și dea cina unul la altul. Vă întreb cum au rezistat oamenii ăștia să fie întregi la minte, nu să-și păstreze credința, să fie întregi la... Nu și-au păstrat ei credința. Și ce s-a întâmplat? Când stătea gol pușcă pe beton, Duhul Sfânt i-a arătat gloria lui Hristos și slava lui Hristos. Eu nu cred că dacă ar veni o prigoană, vai, toți ne-am lepădat și așa mai departe. Nu s-ar lepăda cei care nu sunt credincioși adevărați. De aceea, frați și surori, esența lucrurilor pe care le-am spus este aceasta. Căutați să aveți siguranța faptului că ați văzut frumusețea morală a Domnului Iisus Hristos. Că ați văzut slava lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos, pe fața Domnului Iisus Hristos. Și spun deschis în dimineața asta, nu mă interesează cât uși de puțin nicio experiență ta. Niciuna. Dacă ai avea cele mai multe experiențe, cele mai grozave, nu contează. Dacă n-ai văzut frumusețea Domnului Iisus Hristos, dacă nu te-a captivat, dacă nu te-a atras, dacă nu te-a cucerit sfințenia și frumusețea Domnului Iisus Hristos, slava lui Dumnezeu, triunic, în lucrarea răscumpărării, ești pierdut. Crede în Domnul Iisus Hristos. Strigă la Dumnezeu. Strigă până la epuizare, până la disperare, ca Dumnezeu să arate frumusețea lui Iisus Hristos. Pentru că aceasta este calea mântuirii. Amin.